Poporul ăsta vreți voi să-l opriți să râdă? Să-l dezvățați să râdă? De minciună? De ridicol? De prostie? De hoție? De vorbele voastre umflate? Păi de 2000 de ani poporul ăsta râde! Râde! Cu cenzurat, desigur, râde cu cenzurat, râde la cenzurat și râde de cenzurat. Emisiunea care își desfășoară activitatea sub sloganul Râde și dă mai departe. Râde și dă mai departe la cel puțin 8 oameni din listă, altfel nu o să mai poți râde niciodată. Cenzurat, emisiunea în care efectiv te pocnește râsul. Da, te pocnește râsul. De unde și numele rubricii următoare? Lovitura sub... Lovitura sub centură. Dar sub cenzură, un fel de ce trebuia să facă Bute în meci ca să câștige. Numai dacă lovea pe la mai câștiga. O firmă din Marea Britanie a lansat pe piață un set de geluri de bărbierit colorate. Noi, băieții de la Cenzurat, spunem că este o idee extraordinar de bună. Crema de bărbierit roz e perfectă pentru voi, domnilor, atunci când doriți să vă radeți părul de la... Deci ce să mai zic eu acum? Ce aș mai putea să zic eu acum dacă ai zis că bărbații se bărbieresc la... Cu ce să mai vin eu peste acum să zic asta? Cu ce? Trebuia să zici că în zona inghinală că ceva, ca eu să vin după aia cu rubrica mea și să zic... Acum ce să mai zic? Că se erade cu gelul ăla la... de gură? Ai, las-o, dracu! Ha. Crema roz merge folosită în adolescență când înveți să te bărbierești, iar pe moment sângele te-ar descuraja să insiști. Și insistă. Continuăm calupul mega informativ de azi cu vești bune venite tocmai din Iași, unde o femeie a născut. Și nu a născut cu greutate, a născut o greutate. Ionatan a venit pe lume luni seară și i-a uimit pe medici cu greutatea lui record, 6 kg, cât a unui copil de 4 luni. Copilul e bine, sănătos și a primit nota 10, pe care apoi a încercat să o mănânce. Mama copilului are 35 de ani și este la a 8-a naștere. Eu zic să așteptăm un pic să se dezvolte copilul, că s-ar putea să fie de fapt urs. Aici n-ar merge o glumă de genul. Dacă ai 35 de ani și ești la 8-lea copil, înseamnă că ești... Moldoveancă? Nu, n-are nimic. N-are legătură cu ciocolată. Țigancă? Nu. 35 de ani al 8-lea copil, pocăită. Nu are treabă cu religia, deci... Doamne, n-are nicio... Și care e răspunsul, Dud? O femeie adevărată, mamă eroină. Auzi tu, meu, da? Când l-am născut, adică când mi-a venit sorocul să-l nască, deja se duse o grămadă acolo. Știu. Bă, stătuse, nici nu a vrut să iasă. A scos numai mâna, atâta era de mare, cu un bilețel, zice, trimite pe cineva să mă scoată că nu pot ieși. Dumnezeule, tu, dar așa ceva nu se poate. Să vezi al meu, al doilea, era așa de mare până să-l nasc, că a scos tot așa mâna ca la tine și avea în mână o ștampilă. Tu ce ștampilă, mă? Păi își făcuse singur pe PFA. Bă, ești nebună, fata! Dar al meu, îți dai seama că deja știa să scrie, că asta vreo 4 ani acolo. Dumnezeule! Și n-am știut pe cine să chema, a chemat o cumnată pe un tip, pe instalator, și a început să vorbească instalatorul cu el. Zice instalatorul, hai mă, ieși afară că eu vreau să intru, tu vrei să ieși. S-au combinat. Și a făcut la negociere. Da. Ce frumos, 4 ani zici? Între bărbați. Doamne, că 4 ani era să putrezească, doamne iartă-mă. E, 4 ani și vreo 20 de chile. Bum, 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 bum. Mare scandal, mare s-a iscat luna asta. Pe tema atragerii fondurilor de clasă de către profesori și din câte țin eu minte, chestiunea asta s-a întâmplat și s-a practicat dintotdeauna fără scandal, că nu era presă atunci. Da, da, da. Și când ai făcut tu școala în urmă cu 10 de ani, probabil era tot așa, dar acum ar trebui să aflăm părerea cuiva mai actual, mai avizat, să-și spună. A început de ieri să zboare niște doamne profesoare. Fondul clasei adunat, ele l-au subtilizat. Ce șpăgare! Pe toți dascălii sărmani, care au pus mâna pe bani, și elevi, dar și părinți, îi înjură printre dinți de morți și de sfinți. Situația fiind a noastră, vine a profilor ripostă. Fiindcă în școală e sărăcie și de mii de ani se știe, educația te costă. Nu se mai face, domnule, școală ca pe vremea noastră. Și asta e un adevăr general valabil. Și nu numai pentru noi românii, ci pentru întreaga lume.
Nu? Așa e. De acord. Nici măcar educația religioasă nu mai e ce a fost. Pe cuvânt, de exemplu, un pastor din Africa de Sud și-a convins enoriașii că mâncatul de iarbă îi aduce mai aproape de Dumnezeu. Mai avem nevoie și de iarbă. Mai avem nevoie și de iarbă. Mă, Tibi dragă, mă, nu prea știu ce să zic, adică consumul de iarbă te poate face mai spiritual, bă, da. Mă, sau ca și preotul ăla din Gabon, Africa, care a încercat în fața enoriașilor să meargă pe apă și decât că s-a înnecat. Probabil era prea limpede apă, că altfel nu înțeleg de ce s-a înnecat. Sau un caz mai vechi, dacă știți, un autoproclamat profet s-a dus la grădina zoologică și s-a gândit că poate supraviețui într-o groapă cu lei, precum profetul Daniel, atât că decât animalele l-au sfâșiat. Nu știu, probabil că leii erau atei, altfel nu înțeleg de ce l-au mâncat. Dar mie mi se pare corect, mă, fiind vorba de un pastor, normal, și-a dus turma la păscut, nu? De la asta vine pastor. A păstorit. Iubiți frați și surori, laudă Creatorului, aleluia! Avem nevoie de mângâierea divină, așa cum mângâierea firelor de iarbă dezmiardă glezna într-o dimineață pe roua, într-o desfătare a piciorului, fraților. E o dimensiune a comuniunii cu Creatorul pe care o dobândim numai experimentând prin contactul cu iarba, fraților, aleluia! Aleluia! Și îmi vine în minte... Glorie Tatălui, glorie! O pildă prin care se face o paralelă între dragostea și iarbă. Aleluia! La fel ca iarba, dragostea o semeni, o crești și vine o vacă și strică tot, fraților, aleluia! Aleluia! Vedeam de una zi, veneam și vedeam de una zi iarbă venind cu mașina la adunare, iubiți frați și surori, și vedeam lumea la iarba verde, cum se spune, la grătar, în această zi minunată. Asta mi-a fost revelația, glorie Tatălui. Glorie! Dacă vrei să primești pe Creatorul, dacă vrei să primești pe Creatorul, trebuie să primești creația Lui, frate. Trebuie să primești creația Lui, soră. Hei, știți care e diferența dintre un pastor și un cioban? Nu. Ciobanul stă în fruntea turmei, bă, păstorul stă la fund, capătul ei, în spate. Ce prost ești! Vedeți, uneori chiar nu e bine să faci ce zice popa, nu de alta, dar săracilor oameni li s-a făcut rău de tot de la consumul de iarbă. Plus că pastorul n-a luat parte la distracție, deci dar era... Dar ceilalți au împărtășit, știi? Au luat parte la... Împărtășit, da. Ceea ce înseamnă că pastorul era doar un dealer de spiritualitate. Hei, ai ceva? Am ceva? Da. Dar ce ai venit aici la telefon? Îți dai un telefon? Normal că am ceva. Ce vrei? Zii. Ce vrei? Păi ceva cu mai altfel. Da? Eu am diferite, pentru diferite experiențe religioase. De exemplu, poți să vezi pe Eva? Bum, bum. Eu dai cum vrei tu? E bună. Da, sigur. Poți să vezi niște oameni așa bătuți în cuie? Wow. Și tu îi împingi cu țăpușa la coastă? Ha? Fain, wow. Nu? Poți să vezi niște oameni de ăștia așa cu un ochi aici, poți să te bați cu ei. E ok, câștigi. Și dacă vrei, poți să lași pe o virgină gravidă. Orice vrei tu. Se face. Și... Wow. Altceva? Altceva nu ți ajunge? Ok, iau. Ești pervers, mă? Nu, dă-mi asta cu virgina să o las gravidă. Da? Dar o ating sau... Nu o atingi, mă, nu-i faci nimic. Te gândești numai la ea. Ah. Asta am auzit undeva. Ți se pare? Puține lucruri pe lumea asta merg mai bine decât consumul de iarbă și navigatul pe internet. Tocmai de aceea dăm legătura lui Dragoș, expertul nostru în materie de internet, desigur. Și porno! Porno merge bine! Cum adică porno? Că porno e pe internet. Porno înseamnă internet. Nu poți să zici internet fără porno. Ca și cum a zis mai inter. Da. E ca și internetul și țigara de după porno. Ascultați-mă bine, emisiunea România au talent este una dintre întruchipările răului. Chiar dacă a adus și lucruri frumoase, emisiunea asta a sădit sămânța răului care acum începe să rodească. În primul sezon a câștigat un băiat care nu avea și nici nu va avea treabă cu cântatul.
dar care era caz social. Asta este rău. Asta îi face pe oamenii cu probleme să creadă că pot cânta. Mai demult, ca să cânti rap, măcar trebuia să fi fost din cartier, de la oraș, nu să ai balegă pe șlapi. Hai să fie special pentru domnul Puia, fără număr. Cine mă sună cu număr privat, este domnul Puia cu familia. Vrea să face featuring din nou la Timișoara, să se audă muzica în toată țara. Cine mă sună cu număr privat, este domnul Puia cu familia. Vrea să face featuring din nou la Timișoara, să se audă muzica în toată țara. După hituri să se știe în toată țara, dar facem după concert mai nou la Timișoara. Am multe, multe novele, vreau să mă distrez. Am o viață și e scurtă, nu vreau să regret. Mai de mult, fata trebuia măcar să arate a fată. Hai iubito, vino cu mine, lasă totul în urma ta. O să vezi, nu vei regreta. Da, cu mine vei fi împlinit, eu sunt tot. Dragostea mea, fără tine n-aș exista. Mai de mult, negativul trebuia să se potrivească cu vocea. Eu să fac tot ce îți place și din păcate nu tot am posibilitate să arate că au tare cine vânare, că au mărită credere și multă răbdare și trec peste pună poveste, mă întorc în istorie și vorbesc numai despre. Ca să accentuez ideea, vreau să vă arăt o nouă descoperire. Matei, scris cu Y, un artist abia lansat care se dezvoltă sub aripa lui Dani B. E pentru voi ceva normal și dacă se fură ceva la toți este egal. Faceți ce vreți, nu mă interesează, eu vreau premiul ceresc. Asta contează. Omul se naște și moare. Canalul de YouTube al lui Dani B a fost șters din cauza sataniștilor și ateilor care s-au unit împotriva sa, după cum afirmă artistul. Dar pentru că bine le învinge, Dani B a postat încă o dată clipurile pe un alt canal, astfel că vi-l pot prezenta azi pe protejatul lui, Matei. Lumea peste tot, atârnă pe bloc, toată lumea colindează non-stop. Stop, play, no. Ăsta e hip-hop. Un beat tare că sună în difuzoare. Dacă alarme, Iisus s-a născut, asta înseamnă că e Crăciun. E Crăciun, vai ce tare. Sper că asta se aude în difuzoare. Aha. Hai la adunare, la biserică. Cine crede că Iisus și azi vindecă? Și am și o surpriză pentru armata de fani a lui Dani care tânjesc după detalii din viața personală a artistului. În premieră la o televiziune, imagini de la probabil o petrecere la piscină la care a participat Dani. Nu ne-am prea lămurit ce cânta atunci când cânta femeia din Botoșani și de ce cânta. Și cântam de ea. Da, în continuu. Da, tra-la-la. Da, mamai. Cum îmi vine și mie, la socoteală. În schimb, salutăm inițiativa de a face un instrumental pentru ea. Pare bine că inspirăm așa cum ne-au inspirat și pe noi alții. Niște băieți din Brașov au făcut filmulețul pe care îl găsiți pe YouTube cu titlul Ești parior dacă. Dacă singura ta activitate cu tatăl tău este să vă ascundeți bilete de mamă, sunteți parior. Dacă nu știi când începe bacul, dar știi data exactă când începe campionatul mondial, s-ar putea să nu știi nimic. Sau să nu iei bacul. Oamenii care ne urmăresc insistă să trimită chestii care li se par amuzante. Sigur, se întâmplă să le mai fi văzut, chiar să le fi difuzat, chiar să le fi revăzut. Dar voi trimiteți pentru că asta este ideea aici. Râzi și dă mai departe. Dar înainte de a trece mai departe cu lucrurile adevărat importante și serioase din viața noastră, vrem să vă atragem atenția asupra unei reclame sinistre. Este de departe cea mai macabră și mai oripilantă reclamă care s-a fost existată vreodată pe televiziune. De departe, dar și de aproape. Dacă vă uitați cu calculatorul aici, așa, la noi.
văzurăți? Observarăți? Sesizarăți? O portocală care bea suc de portocale. Canibalism curat, domnule, canibalism. În acest caz, cum ar arăta o astfel de reclamă, dar cu produse pentru oameni? Bună ziua! Bună ziua! Dați-mi și mie niște carne de mici. Cât de mici? 6-7 anișori. Aia nu este, domnule, acum nu mai găsește așa. Nu. Uite, numai nici la fermă nu mai. Eu am 90 anișori, dacă vrei. Bun. Numai e foarte bun că nu simți și natural, frăgezit prin bătaie. Prin bătaie? Nu cum bagă ăștia euri de rost tot timpul. După 3 săptămâni de acolo și pe balcon nu se strică. Nu, e perfect, dăm două. Două. Pentru doi mici, cum ar veni. Două carne, da? Da. Dar să fie așa medium bătuți, învinețiți. Și frate și soră, dacă se poate. Aia, da, nu simt sublimă gustul. Da. Hai, mersi că-mi place. Mai ușor cu cuțitul. Și apropo de reclame, dacă vă întrebați, vă răspundem. Da, ne luăm de reclame din invidie. Pentru că niciunul niciodată n-a apărut într-o reclamă sau să fim imagine de ceva sau produs sau... Da. Adică dacă spahiul ăla apare în toate reclamele, noi nu putem... Așa că așteptăm oferte și ne-ar plăcea foarte mult dacă s-ar găsi cineva care să aducă la noi în țară următorul produs, la care să-i facem noi reclamă și să fim imaginea produsului. Și bărbații pot purta sutiene de mătase cu dantelă. Cu un astfel de mesaj, dar și produs a ieșit pe piața europeană o companie din Japonia. Publicația Daily Mail scrie că toate piesele de lingerie intimă, lansate sub numele de Wish Room Man, sunt create și adaptate la nevoile bărbaților. Cum am face noi reclamă unui astfel de produs? Hai de capul meu, cenzurați-vă, dar posibilitățile sunt nenumărate. Păi da, cenzurați-i, posibilități sunt de tot felul. De când port sutien, am mult mai multe în comun cu iubita mea. Recent, ne-am sincronizat și menstruațiile. De când port sutien, fetele nu-și mai dau seama când mă excit și sfârcurile mi se întăresc. De când port sutienul de bărbat, constat că ar trebui să mă duc la sală și să fac piept. Sutienul pentru bărbați te ajută să nu-ți ruinezi, de exemplu, prima întâlnire, ascunzând în el verigheta. Ascunzând în el un calmant care te face să treci peste anxietate. Nu mai e de mult un secret. Cu un sunetist bun la butoane, orice pisicuță poate să-și lanseze un mega hit muzical. Și chiar dacă pentru pisicuțe e ușor, în cazul oamenilor treaba devine discutabilă. Și aici intervenim noi. Problema cu unele melodii din ziua de azi, asta o spun eu, absolvent de economie, e că au niște versuri nu tocmai inteligente. Ba mai mult, unele dintre ele sunt atât de proaste de efectiv duduie. Exact despre asta vorbeam. Versuri care duduie. Partea bună e că există și melodii stețe, melodii care transmit mesaje, care mai de care mai inteligente, unele dintre ele de-a dreptul intelectuale. Arată-i coiul, arată-i coiul, arată-i coiul, bești. Arată-i coiul, arată-i coiul, arată-i coiul, bești. Arată-i penis, arată-i penis, tip-o îndrăgești. Ceea ce dorește să transmită solistul este că, deși sentimentul amoros este ceva inefabil și realmente diafan în inconsistența sa imaterială, el poate fi potențat de manifestările empirice de ordin romantic. Și o spune atât de simplu. Arată-i coiul, arată-i coiul, arată-i coiul, iubești. Da, e important să le arăți oamenilor că iubești, Tibi. Așa că profităm și noi de ocazie pentru a le arăta fanilor noștri cât de mult îi apreciem. Pentru că în unele cazuri, rare și excepționale, au glume aproape la fel de bune ca ale noastre. Și pentru că e luni. Da. Și pentru că e prima emisiune din sezon. A. Și pentru că n-am vrut să ne spetim noi mușchiulețul creativ, ghidul de astăzi este compus din intervențiile voastre, fanii noștri, amuzanți. Da. Nu mă, că sunteți fain, pe bune. Nu mă, sunteți ok, chiar, adică...
Corina Corinat. Dacă mergi la administrația locală și trebuie să dai o ciocolată pentru a primi o adeverință, ești român. Baluteanu Raul, dacă stai la coadă la magazin de la 4 dimineața pentru că ai auzit că se vând tigăi cu un leu, înseamnă că ești pensionar. Stinga Ioan, dacă o fată frumoasă încearcă să fie sinceră cu tine și îți destăine unele chestii ascunse, iar tu insiști să-ți dea amănunte, ești popă român la spovedit. Florin Barbu, dacă după ce s-a făcut vinul, tu nu mai bei apă până toamna viitoare, ești vasluian. Bogdan Pudilic, dacă după 3 luni de Spania vin țară și ceri un pahar de agua, că nu mai știi exact cum se spune, ești cocalar, manelist, cocalar. Alexandra Moldovan, dacă lipești un săpun pe terminate de unul nou, preferabil unul roz și unul verde, ești român. Perati Lucas, dacă folosești timp de 6 luni un obiect de unică folosință, ești român. Vali Lali Arnăutz, dacă ai casa plină de icoane și tu cobori sfinții de fiecare dată când te enervezi, înseamnă că ești român. Dicu Florin, dacă te duci la examen cu o carte de 1000 de pagini micșorate și puse în buzunarul de la spate, ești student român. Cătălin Cocoară, dacă pe ceafa ta ai mai multe striații decât ai pe creier, s-ar putea să fii cocalar, cu ceafă lată. Răzvan Sechei, dacă parchezi mașina, da, cea respectiv, cu roțile virate maxim în bordură, că dacă tragi frâna de mână se uzează, cu siguranță ești român. P.D. Ani San 13. Pdanisan 13, de la Karate Kid. Dacă la supermarketuri este coadă pentru căcoșuri, este Crăciun. Cătălin Boier, dacă ai dat 800 de lei pe niște căști minuscule cu care să copiezi, deși cursurile costau mai puțin de 200, ești student român. Nistor Florin, dacă de sărbători tai porcul și jumătate din carne o trimiți în străinătate la rude, ești român. Ionuț Cristian, dacă intri într-un magazin cu o hârtie de 100 de lei și cumperi un pachet de șervețele doar ca să schimbi banii, ești român. Sofalca Petre Adrian, dacă la crâșma din sat vine o clientă cu 2 ouă și ți le dă pe 2 țigări Winchester, ești român. Dacă vine o clientă cu 2 ouă, ăla-i client. Ce interesant e că multe nu le înțeleg. Ungureanu George, dacă în fructiera ta sunt mai multe portocale, mandarine, clementine și pomelo decât ai mâncat tu fructe tot anul, înseamnă că e Crăciunul. Popovici Florin, dacă zici că Marco Polo era de fapt ungur și îl chema Morțipolus, s-ar putea să fie... Cata Mare, dacă te bați pentru un loc de parcare care nu e al tău cu proprietarul locului de parcare, ești clar șofer român. Bizar DXD sau D or D. Dacă te apuci în mijlocul filmului la cinema să scoți iPad-ul cu luminozitatea la maxim și să scrii pe Facebook la film, ești cocalar. Borodi Vasile, dacă până la examenul de mâine tu mai ai exact 3 zile, azi la noapte și mâine dimineață, ești student român. Tineghe Stelian, dacă atunci când trebuie să merg la budă, îți iei jaca pe tine... Gheorghita Bichinet, dacă în comună ai 30 de pubele de gunoi nou-nouțe care stau în fața primăriei că nu au mașină cu care să le plaseze și să le deplaseze și să le colecteze, ești vasluian. Borodi Vasile, dacă din 1 ianuarie și până în 6 ianuarie ai dat în fiecare zi 10 de refresh-uri la pagina cenzurat sperând că apare o emisiune nouă, ești fan cenzurat. Din Ardeal, zice el. Dar noi avem în toată lumea fani. Stinga Ioan, dacă locuiești până la pensie în chirie într-o casă a comunității din Mila Domnului, după care te muți la vilă cu piscină, sigur ești popă ortodox. Cam atât pentru azi. Povestea noastră continuă săptămâna viitoare, luni, de la ora 10 aici pe Look TV. Vă aduceți aminte sezonul 1 și sezonul 2, joi de la 22, splendid, splendid. Salvarea tot de la emisiunea Cenzurat vine, pentru că lunea mai ușor îți trece când e cenzurat la 10. Lunea mai ușor îți trece când e cenzurat la 10. Lunea mai ușor îți trece când e cenzurat la 10. Până atunci, noi vă lăsăm cu tradiționala urare de fiți cuminți, mă. Iar dacă trebuie să fiți răi,
Măcar faceți-o cu stil, ce dracu. Și dacă trebuie să fiți răi, faceți-o cu stil. Adică puneți un șervețel aici la buzunare. Nu, nu-i șervețel, că e hârtie igienică. Gata. Ștergete-l. Hai bă, Gâdea, ștergete. Gâdea, am două. Gâdea 1, Mircea 1. Și dacă pentru femei există sutien cu push-up, pentru bărbați există cu push-down, ca să nu se observe. Totuși, aș dori niște chiloți cu push-up. De când port sutien, pentru că portofelul meu este plin de bani și de chitanțe pe care trebuie să-i le arăt prietenului, cum că ce am cumpărat, poza copilului meu nu mai încape. Acum încape. Sutienul pentru bărbați ajută femeile la prima întâlnire. Bărbatul ascunde verigheta, nu-i strică seara femeii. Bărbatul ascunde calmantul, cu care poate trece peste anxietate. Bărbatul ascunde pastila albastră. De când port sutienul de bărbat, simt o sensibilitate crescută. Plâng la tot. Sutienul pentru bărbați te fixează atât de bine, încât toate celelalte pot să ți se fâlfâie. De când port sutien, nu știu de ce mai nou mă scarpin la... De când port sutienul de bărbat, am început să le înțeleg pe femei și îmi dau seama de ce-s atât de ciufute și de imposibile. Totuși, pentru sutienele bărbătești, mi-ar plăcea culori mai bărbătești, așa gen camuflaj sau culorile unei echipe de fotbal. De când port sutien, prin exercițiu ca să mi-l dau jos, mi-este mult mai ușor să-l desfac oricărei femei în pică. De când port sutienul de bărbat, masturbarea a devenit o plăcere. Sutienul pentru bărbat este foarte util. Are un buzunăraș în care poți să ții banii de taxi ca pe restul să-i bei pe toți. De când port sutien de bărbat, mi-a crescut și sau poate n-a crescut, dar s-au micșorat bikinii ca să se asorteze. Dragoșe, hai să-ți arăt asta cu Look TV. Hă? Ești prost. Bob, vii tu. Tibi, hai să-ți arăt ție. Hai, bă, unul să vă arăt. Bine, las că fac eu. Hai că-s eu. Dă-i. Hai, încet. Așa. Bravo, bravo. Emisiunea Luca 4, ești cea mai tare, ești nebun! Nebun, mai realist. Și fii atent, ca să vă faceți o idee de starea mea fizică, de tonusul meu de meduză, am o bășică făcută la deget de la curățat cartofi ieri. Am curățat, ghici, 4 cartofi. Am bășică la deget. Bă, ești nebun! Emisiunea Luca 4, ești cea mai tare! Da, e bun! A trebuit să o lăsa jos și asta pe lângă după aia. Glorie mielului, da, glorie mielului, dar și nouă, glorie berbecilor, pentru că am pregătit o... Ce se faci? Atai după tărbători! Doamne, tu eram sigură. Tu să vezi, al meu, al doilea când l-am născut, era așa de mare că a scos mâna și avea în mână o ștampilă, tu. Ai, lasă-o, da, dracule. Își făcuse singură pe FA. În exclusivitate, doar la emisiunea Cenzurat, veți vedea cum s-a consumat. Să nu mai vorbească colegii ăștia, fraților. Sunt venit din Massachusetts, din statul american, și nu mai știu, frați și surori, bine vorbi românește, aleluia, slavă Creatorului, pentru că vorbirea în limbi care vine de la Dumnezeu încă nu am deprins-o. Mă bucur să te văd, Adrian, la mulți ani. Mă bucur să te văd la televizor, Bogdan. Dacă nu mi-a plăcut școala. Apropo, asta este o poveste adevărată, destul de simplă. Prin clasa a 7-a, probabil, m-am tot chinuit eu să o chem pe una la film și până la urmă mi-am făcut curaj, că eram elev de serviciu și trăgeam soneria în fiecare zi cu ea de 4 ori, înainte și după. Și ne-am dus la film, era ceva End of Days cu Arnold Schwarzenegger. Și acolo am stat lângă ea și la un moment dat, pe la mijlocul filmului, când Gabriel Byrne dădea foc la pipi, ea se pupa cu un coleg de-a meu în gură. Știi? Și am fost așa destul de supărat pe vreo un an, doi, până la reuniune din clasa 8-a, când avea decolteu și avea păr pe piept. Ah!
dacă în clasa 8-a tip avea păr pe piept mai mult decât am eu acum. Bă, se irosește peliculă, filmăm, acum ați trebuie să sun, bă. Eu așa ceva n-am văzut de la ultimele filmări. Hai mă, te rog, nu mă mai suna, mă vede nevastă mea la televizor. Atunci când nu descoperă... Copără. Atunci când nu descoperă... De ce nu pot să zic descoperă? Ești tu la... De la cine ești? De la prietena mea, îți dai seama că e mic. Dar tu ai copii? Umbli cu copile? 14 ani. Cum îți stă spatele adunat. Tricou de la Dumnezeu! Mulțumesc Dumnezeului pentru acest tricou. Foarte sexy. Da. Era aseară la știri o călugăriță din Italia. Îmi pare rău. A născut un copil fără să știe că a fost vreodată gravidă. Oh shit! Her name is Maria! N-a zis nimic mai mult pentru că povestea cu concepția imaculată aveau alții drepturi de autor pe ea. Noi am început și am dus în toți cuvântele părțile, am citit și inver, cipe, cipe. Nu înseamnă nimica. EPIC este un acronim. Ce? Înseamnă emisiune pentru indivizi culți. EPIC. Cine e acronimul? Ta-ta-ra-ra-ra, ta-ta-ra-ra.